Așa, după cum unii dintre dumneavoastră deja știu și avem o experiență împreună, colaborăm în privința câinilor fără stăpân. Împreună am trecut prin niște incidente, a fost nevoie de poliția locală. Țin să vă spun tuturor că acolo unde va fi nevoie, poliția locală va fi prezentă. Să-i asigurați pe toți cei care iubesc animalele, cât și pe cei care de data asta sunt mult mai mulți și îi doresc oriunde, dar nu pe stradă, că vom continua aceste demersuri până eradicăm această problemă și că este mult mai bine pentru iubitorii de animale să vină la adăpost, să le dea mâncare, să îi îngrijească, să se ofere acolo voluntari, să facă tot ce pot pentru a le asigura un trai mai bun acestor câini, dar în adăpost și nu pe stradă, pentru a nu pune alte persoane în pericol, pentru a nu se ajunge în situații ca anul trecut când am găsit câini otrăviți pe stradă, pentru că nu sunt niște imagini demne de un oraș ca Suceava în 2013. Continuăm la același mod în fiecare zi. Domnul Hostiuc va lua legătura, sau eu personal cu unii dintre dumneavoastră chiar am și discutat, va lua legătura cu dumneavoastră, vă spune unde se află echipa și vă rog să colaborați la modul cel mai direct cu aceste echipe, pentru că de mâine vom avea mai multe echipe care vor acționa. Nu voi spune niciodată public unde se află aceste echipe, pentru a nu încuraja o reacție adversă din partea celor ce înțeleg greșit măsurile pe care le luăm noi. Și țin să o spun foarte clar, este și presa de față, nu se întâmplă nimic necurat cu acești câini, sunt duși în adăpost, sunt îngrijiți și tratați acolo, în special de către voluntarii de la ProAnima. Și cu asta am încheiat subiectul.